Beta, suntem în momentul în care prezentăm interviul exclusiv al serii, doamnelor și domnilor. Domnilor și domnilor, omul care a reprezentat România la Londra în calitate de ambasador, fost ministru al afacerilor externe, dar și traducător la momentul întâlnirii dintre regina Elisabeta a II-a și Nicolae Ceaușescu, la momentul respectiv președintele României, domnul Sergiu Celac, într-un interviu în exclusivitate despre cum a cunoscut-o pe regină, ce au discutat, care sunt amintirile pe care le are de la aceste momente. Un interviu realizat de Radu Tudor. Sunteți unul dintre puținii români care a fost primit de regina Elisabeta. Ce amintiri aveți? Ce ați discutat atunci? Cred că în mod oarecum excepțional, eu am fost primit de două ori în audiență la regină și la prezentarea scrisorilor de acreditare și la plecare. Probabil pentru că aveam o vechime mai mare în cadrul corpului diplomatic din Londra, unde am stat 6 ani, de la sfârșitul anului 1990 până la sfârșitul lui 96. Ce știa regina Elisabeta despre România? Regina Marii Britanii, suveranul Marii Britanii, oricine ar fi, este o persoană extrem de bine informată. Primește depeșe diplomatice și alte documente secrete, practic în fiecare zi. Primul ministru personal îi face briefing-uri regulate de fiecare dată când apare o problemă nouă. Așa că, în mod sigur, era bine informată și avea și un dosar proaspăt pe masă atunci când m-a primit. Deci, era în mod sigur în cunoștință de cauză. Ne puteți relata ceva din discuțiile pe care le-au avut regina Elisabeta și Nicolae Ceaușescu la Palatul Buckingham? Vă mai aduceți aminte? Acum, asta este istorie. Dar, conform cutumei și unor reguli nescrise, șeful statului, suveranul Marii Britanii, nu discută probleme politice, cu atât mai puțin bilaterale, peste capul guvernului. Aceasta este atributul constituțional al guvernului și al miniștrilor guvernului. Dar pot să vă spun că la primirea mea ca ambasador și-a amintit de faptul că am fost traducător cu ocazia vizitei de stat a lui Ceaușescu și mi-a povestit din propria experiență că la întâlnirile la nivel înalt în Europa sau în format transatlantic era de obicei așezată între cancelarul Kohl al Germaniei și președintele Mitterrand al Franței. Și trebuia să facă pe translatorul. Așa că am manifestat întreaga simpatie față de această necesară, dar dificilă meserie, din proprie experiență că a trebuit să facă pe translatorul. Mi-a spus că a fost un coșmar. Cum vi s-a părut regina ca om? Ce impresie v-a făcut? Este foarte greu să judeci ca om o persoană publică, mai ales de asemenea învergură. Dar avea o anumită căldură umană, un calm desăvârșit și o perfectă înțelegere a modului în care se poate face utilă în politică fără a face politică. Îmi povestea răposatul meu amic Lordul Emery cum funcționează această detașare a monarhului de politica curentă. Când vine la ea primul ministru și îi spune
cu ce probleme se confruntă și cam ce soluție sau hotărâre urmează să ia, are întotdeauna pregătită o pildă istorică perfect relevantă pentru cazul de față. Astfel, ar putea să reacționeze spunând, a, îmi amintesc că strămoșul meu, atunci când Gladstone i-a prezentat nu știu ce problemă în ultimele decenii ale secolului XIX, iată cum a rezolvat-o până la urmă. Și în felul acesta, fără a da sfaturi sau fără a interveni în procesul decizional politic care revine guvernului și parlamentului, monarhul în Marea Britanie are capacitatea și de multe ori și voința de a sugera o cale alternativă, o soluție poate mai înțeleaptă decât cea la care s-au gândit cei din guvern.